Și ne întoarcem la Ministerul Justiției, doamnelor și domnilor, la protestul pe care îl vedeați mai devreme acolo. A ajuns și senatoarea Diana Șoșoacă. Mă întorc la colega mea, Denisa, care este în direct cu doamna senator. Bun găsit, Denisa! Bun găsit, aici a ajuns și Diana Șoșoacă. Bună ziua! Bună ziua! De ce ați venit aici? Păi cum să se desființeze SIJU? În condițiile în care nu avem o lege a răspunderii magistraților, SIJU este singura entitate care se mai ocupă cu cercetarea tuturor acestor abuzuri și erori din justiție. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă. Desființăm și SIJU, hai să desființăm tot. DNA-ul doarme, DIICOT-ul doarme, SIJU lucra. Ministrul Justiției tocmai de asta spunea că vrea întăriri la DNA și la DIICOT și cere desființarea secției speciale. De ce să o desfințeze? De secția specială trebuie să aibă parte, într-adevăr, de câteva schimbări. Dar nu desfințezi o instituție care face dreptate doar pentru că are nevoie de niște schimbări. Ce schimbări? Ce schimbări ați propus? De funcționare, de exercitarea atribuțiilor. Sunt multe de spus, dar nu desfințeze o instituție care chiar își face treaba. De ce? Pentru că anchetează exact pe cei care fac abuzuri în România și care fac abuzuri în justiție. Că este o miză în spatele acestei decizii. Bineînțeles, totul este o miză. Totul este legat de politic, totul este legat de tot ce înseamnă această infiltrare a politicului în justiție și în tot ce înseamnă cercetarea abuzurilor. Ăsta este adevărul. Mulțumim mult, observăm că a venit și Diana Șoșoacă, au ajuns și jandarmii la fața locului, care vedem îi dispersează pe protestatari, sunt zeci de protestatari și înțeleg că or să mai vină în minutele care urmează. Denisa, observăm într-adevăr că a crescut numărul jandarmilor față de transmisiunea ta precedentă, asta înseamnă că se așteaptă să vină mai mulți oameni acolo, acum iată, sau poate să-i mobilizeze doamna Șoșoacă, nu știu, ce pregătiri să fac acolo. Da, înțeleg că doamna Diana Șoșoacă a mai chemat persoane care vor veni aici în următoarele ore. Protestul este autorizat 2 ore, mai exact de la ora 11 până la ora 13. De altfel, vedem în imagini că chiar în aceste momente jandarmii au mers chiar la Diana Șoșoacă să vorbească cu dumnea ei. Iar ceea ce vedeți dumneavoastră în imagine acum este și transmisia live pe care Diana Șoșoacă o face de acolo, de la protest. Așadar, se anunță spirite destul de agitate. Dacă m-aș întoarce la tine să ne spui, Denisa. M-am întrebat dacă sunt organizator. De ce trebuie să fiu eu organizator? Poate sunteți noastră televiziunile organizatori. Și au mai spus ceva? Să-mi pun botniță. E recomandare. Și am spus că eu nu ascult de recomandări. Am și eu filtrul meu de gândire și pentru pandemie și o mascaradă, eu nu am de ce să-mi pun botniță. Da, îl vedem și pe organizatorul dumneavoastră. Organizați protestul? Nu, e un protest spontan. E un protest spontan. Nu se poate spune că este un organizator. Dar sunt foarte mulți reprezentanți ai Asociației Victimelor DNA din România, simpli cetățeni, și a fost un protest spontan pe Facebook. Dar m-a venit la dumneavoastră, ce cu referire la... ne-a cerut să ne legitimăm, atât mie cât și mai multor colegi, și să respectăm regulile de distanțare socială. Și vă lasă să protestați. Da, abia venise. Da. Da, Victor Ciutacu este în direct cu noi în aceste momente. Victor, ascultăm împreună ceea ce se întâmplă. Bună dimineața, și urmărim ce se întâmplă acolo. Ai văzut, a ajuns și doamna senator Șoșoacă și de îndată s-au înmulțit și efectivele de jandarmi de acolo. Bine, spunea domnul de mai devreme că e un protest spontan, dar are totuși autorizație timp de 2 ore. Urmărim ce se întâmplă, da. Acest protest în fața Ministerului Justiției, când Ministrul Justiției se duce la CSM ca să discute despre această desființare, să ne așteptăm și la o mobilizare din aceasta de forțe și acolo? De ce nu? Da, motivul protestului este întemeiat, Flaviana, iar reacția doamnei Șoșoacă este foarte bună, cu toată dragostea, dincolo de
aspectele, hai să spun, mai ludice ale existenței sale publică, domnul Șoșoacă e foarte adaptată. Mai vezi pe vreunul dintre aia care au susținut înființarea secției speciale și care teoretic se opun de înființării ei pe acolo, pe la protest? Nu, cei drept nu este niciunul, iar ceasul curge foarte repede în defavoarea secției speciale. Ceasul curge foarte repede și singura care reacționează este cu toată dragostea, Diana Șoșoacă, da? Care aseară avea probleme cu excluderea. Te întreb un pic, stai să auzim. Astăzi e unde trebuie. Stai să auzim ce zice, că văd că este din nou live. Să vi se ia și viața. Dar tot în case o să stați. Stați în case, stați în case, salvați-vă viețile. Nu știu ce o să vă salvați, că nu mai e nimic de salvat în condițiile în care toată țara asta e în cădere liberă. Ăsta e adevărul. Da, Victor, parcă te-a auzit Diana Șoșoacă, că ai văzut mesajul. Știi că nu-mi place să-l aud dumneavoastră la televizor, dar e foarte corect discursul doamnei Șoșoacă. Foarte, foarte corect discursul doamnei Șoșoacă. Toți revoluționarii aia de carton stau pitiți pe birouri, pe sub pilote, pe unde vrei tu. Deocamdată singurul care se manifestă dintre factorii răspundere în stat e doamna Șoșoacă. Să ne aducem aminte, Victor, deci, consolidează imaginea și susține o cauză corectă. Victor, să ne aducem aminte că această temă a justiției, până la urmă, în ultimii ani, este tema, subiectul care a scos cei mai mulți oameni în stradă. Da, da, a scos pe partea aialaltă, să nu cumva să se înfinteze, să nu cumva să scape Dragnea de pușcărie, să nu cumva să nu știu ce. Uite, când e pe partea aialaltă, toți aia care urlau, se plângeau de abuzurile în justiție și așa mai departe, stau la căldurică. Ți se pare o coincidență? Ți se pare, Victor, o coincidență faptul că în aceeași ședință în care se discută despre desființarea secției speciale, se discută și raportul de activitate? Păi, în mod logic. Evident că nu e o coincidență, Fabian. Dar, în mod logic, întâi dezbați raportul de activitate, da? După aia, dacă ai ajuns la concluzia că, nu știu, secția specială nu corespunde standardelor, nu-și face treaba, pui la viitoarea ședință pe ordinea de zi proiectul de desfințare. Dar tu ce faci? Ai un proiect de desfințare și în același timp dezbați raportul de activitate? Păi poate a avut o activitate foarte bună. Și dacă a avut o activitate foarte bună, de ce o desfințezi? Aici te întrebam de coincidență. Dar tu știi că, practic, până la sfârșitul lunii februarie, guvernanții sunt foarte deciși să-și asume acest proiect de lege,